IMM Leasing, un alt program susținut de Fondul Național de Garantare. Da, IMM Leasing, anul trecut, la fel, programul a plecat, a pornit, să zic, la sfârșitul anului. S-au acordat garanții în valoare de 350 de milioane de lei. Anul acesta, guvernul alocă 4 miliarde, deci practic s-a dublat plafonul. Bine, plafoanele sunt anuale, dacă te gândești că anul trecut doar într-o lună, o lună s-au acordat 350 și am mers cam la 4 miliarde acolo. Ne gândim că va fi, să zic, necesitatea întreprinderilor mici și mijlocii. Cât de mare a fost interesul față de acest program? În doar o lună, deci practic am 10% din plafonul care l-am avut alocat, pentru că fiind anual. A mers mai greu pentru că anul trecut a trebuit să încheiem convenții cu instituțiile financiare de leasing. Avem 8 convenții cu 8 instituții lucră. Anul acesta deja băncile primesc, așteptăm alocarea plafonului, să împărțim plafoanele, se împart la fiecare instituție financiară în funcție de solicitările, dar și de ce au acordat în anii trecuți. De exemplu, pe IMM Invest și pe IMM Noua Casă se va ține cont de ce au acordat anul trecut și așa va fi dat plafonul. Și acest program, la fel, ajută foarte mult întreprinderile mici și mijlocii în ceea ce privește dotarea lor, pentru că după această criză, după acest an în care, practic, ați văzut, au fost și granturi, dar, repet, acest instrument financiar este mult, mult mai sustenabil decât un grant. Întreprindere, mai ales că îți permite să-ți achiziționezi utilaje la second hand. Știți foarte bine că gradul de uzură morală este, din momentul în care l-ai scos de pe ușa fabricii, poate să ajungă și la 50%. Prin acest program am gândit, e singurul program de leasing în care avansul este zero, pe o perioadă de 6 ani, la fel 8 luni de zile, dar sunt suportate costurile de leasing, dobânzi și toate costurile sunt suportate de către guvern. Un orizont care... de timp pentru români, pentru acest program? La fel, noi sperăm la 1 martie toate, la fel, se aprobă plafonul de garantare, se aprobă tot prin hotărâre de guvern, este în circuit de avizare, noi sperăm ca miercuri, bineînțeles, dublată și de aprobarea legii bugetului de stat, acolo unde sunt prevăzute aceste plafoane. Dar din momentul în care accesăm acest program, în cât timp primim un răspuns? Aici nu e ca la aia Noua Casă, sau să zic, banca, finanțatorul, leasing-ul, e cel care acordă, să spun, direct. E un fel de mandat dat finanțatorului. Noi doar garantăm 50% pentru echipamente, deci 60% aici nu mai depinde, nu mai trebuie să vină la fond, pentru că am scurtat acest drum, în sensul că se adresează firmei de leasing, firma de leasing îi acordă leasing-ul, noi garantăm 50% sau pentru cei din IT 60% și după care firma de leasing lunar prezintă fondului plafonul de garantare și plafonul de alocații nerambursabile, cele dobânzile și comisioane. Ce condiții trebuie să îndeplinească o firmă pentru a accesa acest program? Pentru că ne-au scris foarte mulți interesați. Da, și profit fel, de ocazie să le răspundem. A fost un program, să zic, umbrit puțin de IMM Invest, care a fost programul de succes anul trecut. Trebuie să se încadreze în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, adică maxim 250 de angajați și cifră de afaceri 50 de milioane de euro sau active totale 43 de milioane de euro. Contează dacă au datorii, dacă... Să nu fie în CRC, restante, adică... Tocmai de asta spun că aceste programe au fost create ca prin prima tragere să-ți achiți datoriile la bugetul de stat, dacă sunt la bugetul de stat. De exemplu, dacă sunt facturi neachitate către terți, da, către furnizori, atunci am creat un alt program, IMM Factoring, prin care introducem exact în sistemul de factoring. E premieră în România. Este un program care chiar a fost apreciat și de Comisia Europeană. A fost aprobat tot așa în decembrie. Pe 12 decembrie am primit aprobarea finală de la Comisia Europeană.
Este operațional în acest moment? Ordonanța de urgență privind aprobarea a fost dată, iar normele urmează odată cu aprobarea plafonului. Deci, tot la fel, aprobăm legea bugetului de stat, după care el devine deci operațional. Deci, s-ar putea din martie? Sută în mii, pentru că a fost publicat deja ordonanța de urgență cu bugetul, deci nu, programul de la 1 martie toate programele vor fi operaționale. Despre ce granturi vorbim pentru acest program? Mai vreau să fac o paranteză. Tot ce înseamnă cadru temporar, știți că erau pentru întreprinderile mici și mijlocii, alocațiile nerambursabile erau până la 800.000 de euro, cele din agricultură puteau ajunge până la 120.000 de euro. Agricultura primară, iar cea secundară, industria alimentară, până la 200.000 de euro, celebra minimis. Odată cu modificarea cadrului temporar și prelungirea lui până în 31 decembrie 2021, până la sfârșitul anului, Comisia Europeană a dublat și aceste plafoane, adică o întreprindere poate accesa alocații nerambursabile pe schema ajutor de stat, cadru temporar, dublu, adică de la 800.000 la 1.600.000. Dar sunt bani foarte mulți. Nu, prin aceste programe nu o să se ajungă în această perioadă să ajungă la această intensitate ajutorului de stat. Pe IMM Factoring, de unde am plecat? Am plecat de la faptul că 25% din produsul intern brut al României este exprimat în facturi neîncasate. Știți foarte bine că autoritățile publice locale s-au datorii imense la întreprinderile mici și mijlocii care au executat unele lucrări de lucrări publice și așa mai departe. Între întreprinderi, la fel, există, sau să vă dau un exemplu, la sfârșitul anului 2019, raportul dintre creditul bancar și creditul comercial, adică ce se împrumută firmele între ele, era de la 1 la 3, foarte mare, adică pe locul 1 din Uniunea Europeană. Și am venit cu acest program, Factoring cu regres, în care un întreprinzător, dacă are facturi neachitate, da, practic o creanță, poate introduce în sistemul de factoring, descontare, o factură nu trebuie să depășească 1,5 milioane de lei, din care 750 de mii garantează Fondul Național de Garantare, iar pe toți clienții care i-are neîncasați, nu poate să nu depășește 10 milioane de lei. Deci suma tuturor facturilor, da, cum ar veni, nu poate de, să dar depășește. Pe o factură nu mai mult de 1,5 milioane. Dobândite în cât timp? Aici, pentru autoritățile publice locale și sectorul agricol s-au dus la 360 de zile, deci un an de zile, iar pentru restul 6 luni. Deci în urmă cu 6 luni aceste facturi să nu fie plătite, emise și neplătite. Ce apare nou față de factoringul clasic, care și există acum? Prin factoringul clasic nu se acordă decât maxim 80% din valoarea facturii. Prin acest factoring se acordă 100%, adică dacă ai o factură de 1,5 milioane, banca îți acordă acel credit, îți plătește acea factură, 50% este garantată de către fondul de garantare, diferența dintre cel care are la plată și în perioada respectivă, cel care trebuia să-ți plătească factura, practic îți plătește un credit. Și astfel deblocăm creditul comercial, pentru că între întreprinderile mici și mijlocii există foarte multe facturi neîncasate, dar deblocăm și de la primărie. Știți că autoritățile publice locale până acum, prin fondul de rezervă al guvernului, la sfârșitul anului sărea deficitul 2-3%, doar că erau facturi neachitate de către primării, către întreprinderile mici și mijlocii. E, prin acest program rezolvi o problemă și a autorităților publice locale, pentru că acel beneficiar, acel prestator, întreprindere mică și mijlocie, care a efectuat o lucrare, se poate adresa instituției bancare, își ia credit și atunci primăria, într-un decurs de 2-3 ani, cât se stabilește, plătește achită, da, suma fără respectivă. Să mai ai propriu pe conturi, fără să impactezi bugetul de stat. Că rolul guvernului și anul trecut și anul acesta este să mutăm aceste cheltuieli de la bugetul de stat ori în sistemul bancar, da, ori în planul și ce recomandat și ceea ce vom reuși acum în Programul Național de Reziliență și Redresare Economică. În cât timp primesc un răspuns cei la care factoring? Accesează factoring? La fel, se adresează instituției bancare, se face probabil o încrucișare între facturi,
Noi doar garantăm și asigurăm, la fel ca la IMM Invest, costurile. Aici Comisia Europeană nu ne-a lăsat să subvenționăm costul de factoring pe piață. Costul de factoring variază între 5 și 7%. Comisia Europeană ne-a impus un cost de factoring 1,25, adică sub... Deci, practic, nu vor plăti decât costul de factoring. Restul, comisiuni de garantare, comisiuni de risc, vor fi suportate de la bugetul de stat în perioada asta. Urmând ca, așa cum am spus, cheltuielile efectuate după 1 iulie 2020 să fie bugetate din Planul Național de Reziliență și Redresare.